În alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la mănăstirea din orașul Murfatlar. Așezământul monahal este ocrotit de Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului, despre care ierarhul a afirmat că este un exemplu vrednic de urmat și în zilele noastre. Iată, aici la Tomis avem cinstirea unui mare sfânt, renumit în întreaga ortodoxie, Sfântul Ierarh Teotim al Tomisului, care a fost povățuitorul și duhovnicul celor doi părinți vestiți, Ioan Casian și German, care s-a format tot în peștera numită mai târziu a Sfântului Ioan Casian și în sihăstriile din Dobrogea. Un ierarh vestit, pentru că, iată, el a avut o viață aleasă, o viață de ascet. Mai erau păgâni migratori care trăgeau pe aici, dar văzând ținuta acestui părinte, toți îl numeam scitul, filosoful și chiar sfântul, pentru că era un om atât de virtuos. Și Sfântul Teotim l-a apărat pe Sfântul Ioan Gură de Aur la un sinod din anul 400, și apoi în anul 403 era iarăși la Constantinopol. Sfântul Teotim a scris scrieri alese. El, de fapt, începe filocalia românească. Scrierile sale se află și în paralelele Sfântului Ioan Damaschin, mare teolog. Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului, a trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea, fiind originar din Dacia Pontică.